Matias Șobăr, Corina Șobăr și Marlen Desmet au venit la Giurgiu după o zi de la sosirea tirului încărcat cu aparatură medicală, reprezentând o donație obținută prin eforturile lor și ale Fundației din Dragoste pentru Oameni. Ei au relatat că atât în Belgia cât și în Olanda au primit ajutor din partea unor prieteni de origine română și a cetățenilor belgieni și olandezi, precum și a unor instituții. Acțiunea a fost sprijinită de asemenea și de către deputatul Florian Nicolae, precum și de mai mulți voluntari din grupul de firme Nova Force. Kon ik niet begrijpen dat mensen onder zo'n omstandigheden. Când am fost prima oară în Giurgiu, am fost complet impresionat cum pot oamenii fi tratați acolo. Ik dacht dit is Europese Unie. Eu cred că asta este țara este în Uniunea Europeană și trebuie să aibă condiții ca în Uniunea Europeană. 2012 toen en wij laten dit gebeuren. Era în 2012 și noi lăsăm din vestul Europei să se întâmple asta aici, în sensul că noi ajutăm. Vreau să vă spun că dacă nu exista domnul Nicolae Florian, pentru că eu m-am chinuit foarte tare să fac rost de acești bani pentru transport, timp de câteva luni bune, și nu am reușit. Până la urmă, ultima mea speranță a fost domnul deputat Nicolae Florian, care nici nu a fost nevoie să insist sau să pur și simplu i-am spus că desperată sunt, că avem acest mobilier școlar din Belgia și nu am cum să-l aduc, îl pierdem dacă nu facem rost de bani de transport și atunci dânsul s-a oferit pur și simplu să ne ajute cu acest transport. Am venit și cu depozitarea acestui mobilier, pentru că sigur era și asta o problemă. Și mobilizarea a fost extraordinară. Vreau să spun că au participat și au cărat băncile și scaunele împreună cu mine și domnul deputat și toți cei de la Nova Force și chiar de la televiziunea Giurgiu au pus mână de la mână și toată lumea a fost atât de frumos. Oaspeții de astăzi ai Mihaelei Laur au anunțat că vor continua proiectele umanitare începute. Mai multe amănunte puteți urmări în ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri.